Because some things are just worth fighting for. Salutări, salutări, prieteni, Warbringer aici cu un nou cast de Company of Heroes. Nu, e de StarCraft 2 și avem un replay trimis de Loker. Dacă îl țineți minte, a trimis acel replay epic, glumesc. Sper să nu se supere acel replay epic de pe Daldarim Altar. Astăzi ne-a trimis un replay de pe Backwater Gulch, în care va fi actorul principal. Este vorba de un meci de PvP, Loker este albastru și oponentul său este Andre, de culoare roșie. Până când băieții aceștia încep să... Da, iar își face all-in la intrare, nu știu, paranoia asta, nu vă înțeleg, mă rog. Bun, până când încep ostilitățile, vreau să vă anunț, așa cum am făcut-o și în restul casturilor, că sunt pe vine niște ligi de StarCraft 2, site-ul este în lucru, va fi Liga Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, ideea e să veniți acolo să jucați jocurile sau turneul va fi de tip round robin, fiecare va juca cu fiecare și la finalul sezonului cine are cele mai multe puncte este declarat câștigător, să nu vă așteptați că vor fi niște premii extraordinare, nu avem sponsorii momentan necesar pentru astfel de premii, vor fi tricouri, stickere, căni și așa mai departe, vor fi ligi și pentru Company of Heroes și pentru Warhammer Dawn of War 2 și pentru Dota și așa mai departe. Ca de obicei vă invit, intrați pe YouTube, dați like, like la cele clipuri care vă plac, dați subscribe, faceți-vă cont dacă nu aveți, intrați pe Facebook și ajutați-ne cu I like StarCraft 2, Vidcast, sau Vidcast Network, sau VGN, sau whatever. Și trec la meci, vedem că Andre este un nesimțit. Încearcă să facă Cannon Rush lui Loker. Loker este pe fază, îl vede, cancel la pilon și tentativa asta este împinsă în, înapoi. Este împinsă înapoi. Loker i-a de jucat planurile acestui Protoss Jumbuș Lucar. Da, ne întoarcem în baza lui Loker, vedem că ce-a făcut wall-ul ăsta aici, mai mult ca sigur va trage și acel Cybernetic Score tot aici, pentru că, nu știu, este frică de, poate au făcut Protoss și ceva unitate nouă, se cheamă Zergling Protossian și după cum spuneam, vedem și Cybernetic Score-ul pus tot la intrare, pilonul tot aici, încă un gate și o chestie interesantă de care vreau să vorbesc este că atunci când faceți scout la un Protoss în bază, foarte, foarte important să uitați cât chrono boost are. Loc în acest moment are aproape full. Și mie asta mi indică că se va dori folosirea acelui Chrono Boost pe Cybernetic Score pentru acel Gateway Tech. Deci automat mă gândesc că va fi un rush la Gateways, Warps și automat un Forgate. Da, să vedem, în cazul lui Loker nu știe niciodată sau poate nici el nu știa de chestia asta, dar în ligi superioare vă indică ceva de genul ăsta, deci mare, mare grijă și Loker și-a luat două gaze. Asta, când mergi să faci scout, te gândești automat că va merge pe rush de coloș sau va încerca să facă ceva chestii gen Dark Templar și așa mai departe. E important când vii să faci scout la un proto să vezi cam câte unități are. Dacă nu are multe unități, înseamnă că a investit foarte multe resurse în tech și atunci vă puteți aștepta chiar și la un Dark Templar Rush sau Colos, Rush la Colos. Faceți scout. Ăsta e cuvântul de bază. Aflați informația. Informația e o resursă în StarCraft 2, dacă vă vine să credeți, așa cum sunt și mineralele astea și gazul. Cu cât știi mai multe, cu atât poți fi mai bine pregătit. Loker foarte frumos iese la baza rampei sale și automat va putea să-și protejeze expansionul dacă va hotărâ să facă chestia asta. Loker, de ce nu produci probe? Într-una trebuie să meargă probele astea, într-una. Mai construiește un gate și forja, dar înțeleg ce vrea sau sper că asta vrea să facă sau vrei să faci, hai să vorbim așa 1v1. Buildul ăsta care vrei tu să-l faci, adică să te extinzi
cu trei gate-uri, forja se, nu construiești forja, construiești acel robo. Robo ăla, mai ales când joci contra teran, îți va oferi niște immortal care să te apere împotriva acelor marauders și îți oferă niște unități de tech care, cu care să te poți apăra aici. Cam asta e ideea la build-ul ăsta. Deci 3 gate robo, așa și spune, 3 gate robo into expand, după care continui cu gate-uri sau te duci către coloși, și mai departe. Întoarce. Să nu uităm ce mai face și băiatul ăsta, Andre, jumbușlucarul ăsta de Protoss. Ți-a aștepta să vii peste el, nu știu, 3 canoane. Și-a luat și el gazele, foarte mult chronoboost. Beților ăsta nu le place să facă, să folosească chronoboost-ul. Ce frumos ar fi mers pe aceste gate-uri. Mă rog, hai să dăm pe ce a dat. Pe probă. Și faci una singură. Da, se fac două când ai chronoboost-ul ăsta, că de-aia le ai să-ți iasă mai repede. Deci nu faci una că îl arunci aiurea. Warp tech-ul este gata pentru locker. Și să vedem ce va alege să facă. O, da. Să vedem ce ales să facă prima dată. Repet, pilonul e crucial când te extinzi. De ce? Pentru că poți să faci warp aici. Da? Și să-ți aperi acest nexus. Mai întâi pilon, după aceea nexus. Și-a luat și amândouă gazele. Da. Nu știu de ce ți-ai fi luat astea două gaze. Mai întâi trebuie să faci saturație și după aceea să bagi acele probe aici. În continuare nimic extraordinar. Frumos face scout. Îmi place asta. Îmi place că faci scout să vezi dacă s-a extins. Dar de ce mai mult pe harta asta aici trebuie să faci scout? Nu știu dacă ai fost. Nu m-am uitat tot timpul să văd. Dar e bine. E bine că ai mai venit pe aici. Nu uita de acest Naga Tower. Încearcă să-l ții tot timpul, dacă nu poți, te retragi și vii cu ceva unități ca să respingi unitatea care te-a împins înapoi. Vedem multe sentries de partea lui Andre, se așteaptă la ceva push și mai mult ca sigur vrea să-și blocheze rampa, mulți zeloți și niciun stalker din partea lui, încă un gate aici și după cum bine știți, de pe o singură bază ce vedem noi aici nu prea poate fi susținut, sunt 1, 2, 3, 4, 5 gate-uri. Urât. Și sunt curios dacă Locker, după ce începe să satureze acest Nexus, acest Expand, câte clădiri mai trântește? A trântit Robo. Mai poți să trântești două gate-uri. Se continuă producția de probe. Îmi place că văd aici ceva frumos. Sunt probe, nu ca în meciul de pe Tal'Darim, în care erau foarte, foarte puține și îți și transfer probe. Frumos Locker, îmi place. Ai învățat. Un gate construit aici și un cannon. Încearcă să-și facă un bloc la această cale de acces. Frumos. Te felicit. Dar încearcă să-ți faci blocul acesta încât unitățile tale să poată să circule cât de cât ușor. Ai lăsat aici un canal destul de îngust, dar asta e, așa învățăm. Încearcă să spui pilonii ăștia încât unitățile astea să se poată mișca cât de cât și să nu te trezești că una câte una încerci să le aduci aici în spatele acestui canon și vezi că fiecare vine una câte una și băiatul ăsta care o să te atace la un moment dat îți va picui fiecare unitate. Vedem un hidden expand de partea lui Andre. Interesant și să vedem dacă Locker are idee, nici vorbă, nici nu știu, cred că îl va descoperi în acest match. Dar rămâne de văzut, suntem la început și Robotics Bay de partea lui Locker, deci vom vedea niște coloși din partea lui, să vedem ce va face Andre. Doamne Dumnezeule, omul ăsta nu afla că se pot transforma gate-urile astea în warp gate. El produce în continuare, probabil că juca teran. La un moment dat, nu știu ce să zic, nu-mi place ce văd și Doamne Dumnezeule câte sentry s-a făcut. Oh Lord Almighty, ăsta este Bronze Liga, cred. Da. În fine, ideea e că Locker joacă bine. Și asta e cel mai important pentru că este de-al nostru.
Vedem foarte frumos că își construiește și acest pilon pentru a putea warpui niște unități aici și pentru a ține acest cel Naga. Și cât de curajos e băiatul ăsta, Indre, încă un expand. Și în cele din urmă, Locker se hotărăște să facă un mic push și să vedem dacă va hotărâ să se angajeze în luptă sau să se retragă acasă. Pentru că la câte sentry sunt, rampa asta, nici n-are rost să mai vorbim despre ea. Mi-ar fi plăcut să văd niște Blink Stalkers, pentru că ai fi putut să fii țigan în acel moment cu toate sentries-urile lui. Ai fi făcut praf și ai descoperit acest expand, ai venit, ai ras și așa mai departe. Nu înțeleg de ce nu se extinde aici, pe cuvântul meu, la câte sentries are. Sau aici, sau, mă rog. Frumos că ai făcut scout și ai descoperit acest hidden expand. Te ocup frumos de el și între timp aș fi vrut să văd niște warp-uri aici. Totuși, ești tu în bătălie, dar nu uita de macro. Da. Warp-ul e unități, e păcat. Și, da, sunt queued doi coloși, nu vreau să văd queued units, vreau să văd încă un robobay. Și nu știu dacă nu. Important să-ți faci acest extended thermal lens, crede-mă. Nu știu dacă ai uitat de el sau n-ai avut resursele necesare. Sper că îl vom vedea începând. Și întreaga armată protosiană roșie vine să-și apere expendul și să vedem această confruntare. Force field-uri destul de bune la câte sunt, la câte sentry sunt, după cum bine spuneam, însă Locker are ranged units și puțin micro, te rog eu, mulți zeloți, pleacă, retrage-te, așa, bun, și se mai încearcă un force field acolo. Dar în momentul în care îți vor apărea acei coloși, meciul e gata. Să ne uităm ce face domnul Andrei, a trecut pe stalkeri. Mm-hmm. Nici vorbă să-și facă aceste gate-uri în warp gate. Nu mai vreau să mă la el, că mă enervează la maxim. Și văd că tu ești resilient așa de felul tău, continui să ataci. Crezi că, mă rog, o să reușesc să termin aceste sentries, dar au atâta energie să-ți facă force field-uri de... ce-mi place asta! Bravo, man! Felicitările mele! Da, superb! Superb! Să vedem cât chronoboost ai. Full! Chronoboostează-ți aceste gate-uri, acest... n-ai început încă să-l faci, deși ai 600 gaz. Păcat. Și să vedem ce se întâmplă aici. Fă-ți warp! Oricum, multe sentries. Și dacă ai face niște zeloți. Of. Între timp te-ai extins și ai doi coloși. Warp-ul e, te rog eu, sau mai dă-ți de niște gate-uri, mai fă-ți niște gate-uri, mai ales că acum ai dat de acest expand, mai fă-ți încă 3 gate-uri și continue să faci warp într-una. La fel să văd că merge acest Robotics Facility, mai trage un Robotics Facility dacă trebuie. Tu știi ce vrei să faci. Vrei să mergi pe coloș, mai trageți o robotică. Și să ne uităm la această confruntare superbă. Să vedem cum va pierde armata protosianului roșu. Dar un pic de micro la coloși ăștia, nu vrei să-i pierzi în halul ăsta, Locker? Nu vrei să-i pierzi în halul ăsta, un pic sus aici și erai super ok. Retrage-l acum trebuie, dar nu poți să te retragi, numai că trebuie să meargă pe aici, că ți-ai făcut wall-ul. Asta e, nu se învață omul din prima, se învață poate din a doua, dacă nici din a doua, din a treia. Și cu aceste unități care sunt considerate massive, lejer poți să treci peste toate force field-urile lui, nu știu de ce mai stai. Warp la greu, zealot, stalker, ce vrei tu, și dacă mi-ai fi păstrat acei doi coloși în viață, ai fi închis jocul. Cum spuneam, robotica să meargă, să văd chronobus pe acest forge, să mai tragi un force, să-ți faci upgrade-uri. Într-un final se pornește acest extended thermal lens, chronobus pe el neapărat.
Și această bază ascunsă produce, dar nu produce la capacitate maximă, nu este saturată cum trebuie și în continuare nici vorbă să se facă... O, Doamne! Bun, ne întoarcem la această bază de-a lui, de-a lui Locker, ai 3 stalker aici să te apere, dar sincer la câte canoane ai... Eu în locul tău aș mai trage un pilon aici ca să nu avem un pilon al vieții și stalkerii ăștia aș duce cu armata principală, ca să fiu sincer. Robotica stă, îți tragi Twilight Council. De ce îl faci Twilight Council, my man? Că poți să te duci peste el și să-l razi instant. Instant. Dar ce știe Locker? Ia să vedem noi. Da, nu știe absolut nimic și ține observatorul ăsta aici ca să vadă în momentul când vine ăla peste el. Tu te să vezi ce face el ca să poți să mergi tu peste el, Locker, mamei. Bun. Și o armată mică. Hai. De ce? Pentru că... Ai câte? 1, 2, 3, 4, 5 gate-uri. Fă-ți, omule, fă-ți gate-uri. Gazele astea nu minează nimeni, păcat. Cât gaze ai putut să strângi, ai mai fi scoși încă vreo 4-5 coloși, ai fi mers lejer peste el. Se termină și extended thermal lens-ul. Foarte, foarte static match. Nu umbli cu observatorul ăsta deloc. Dacă vrei să-l ții aici, ca să vezi când vine, mai fă-ți unul și umblă cu el. Află informații. Nu sta orb. Pentru că eu nu suport chestia asta să nu știu ce se întâmplă. Nu-mi place să fiu orb. Vreau să văd ce face. Vreau să știu când pleacă. Aș fi împânzit harta asta de observatori. Cu ăla al doilea pe care îl fac... într-un final vii cu el. Al doilea pe care l-aș fi făcut, l-aș fi trimis. Aici. 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 Peste tot. La el în bază. Să văd ce se întâmplă. M-aș fi mișcat cu el într-una. Prea static. Prea static. Ăsta e cuvântul. Și normal. Nu te duci să ataci pentru că nu știi cu ce te așteaptă. Știi acum. Iar la ce ai tu? Bine, ai pierdut coloșia și văd că nu mai continui să-i faci. Nu înțeleg de ce. Și... Să ne întoarcem la viziunea tuturor și să dau un pic speed pe jocul ăsta, pentru că persim să vom sta așa să ne uităm la armatele astea de Protoss până când îmbătrânim. Și nu știu, cineva hotărât să meargă să atace la un moment dat. Sunt 2000, Facebook money, Locker, Facebook money, 2000 și ceva, hello, ce faci? Timpul să construiești mai multe gate-uri, să faci coloși, să mai faci un robo și așa mai departe. Oh, și avem bătălia. Poliu, doamne, ce aici? Colosul a picat instant și vei pierde. Da. Bun, dăm pe speed. Încă un colos. Ce ai, și upgrade-uri. Hai să vedem ce upgrade-uri are. 1-1. Prea puține unități. Într-un final te hotărăști că în momentul să faci warping din astea semi-masive. Încă un expand aici și omul vine peste tine. Să vedem ce se întâmplă. Colosul din nou cade pentru că n-ai grijă de el. Încă un colos care cade pentru că n-ai grijă de el și nu știi să-l tragi sus, ai sus pe high ground, dar te scot din căcat upgrade-urile și acum pleci peste el. O să dau meciul pe normal. Și o idee foarte bună ce faci tu aici, să mergi să scoți expand-ul. Păi faci creep la economie și cred că asta va fi și finalul. Sau... Da, carriere. Francis, unde ești? Hai să vezi carriere. Bun. Va pica acest Nexus. Locker continuă urmărirea. Și, da. În schimb, în bază, warp, un colos doar. Merge asta într-una. Merge și upgrade-ul de blink. Să nu uiți că pot să mai dau și 3 clădiri. Totuși. Gate-uri multe. Trebuie în late când aduni atâția bani. Sau mai mulți bani. Dumnezeu știe cât o să aduni. Frumos. Nici vorbă. Nici măcar tentativa să-și retragă acele probe de acolo nu a fost. Și între timp avem primul carrier. Nici vorbă să dea de interceptoare, de interceptors. Schimb, warpează la greu băiatul, are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gate-uri. Să pun pauză să vedem cât are Locker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Și câte mai fi putut să faci. Da, dăm drumul la replay, robotica Stalwalker. Nu vreau să vedem, sau nu vrem să vedem așa ceva, pentru că suntem toți implicați în casturile astea. Vrem să vedem că mai dai de niște gate-uri. Și din nou ești blind. Exact. Nu ai observatori. Îmi place că încep să crească numărul acestor coloși. Armata e super. Mai ai și upgrade-ul de level 3 față de 1. Și acum ai o mică surpriză. Da, sunt niște carriere acolo. Păi și de ce nu știai tu de ele? Și mothership avem! Și tu n-ai nici... bun, ai dat-o jos. Și Bling folosit foarte frumos aici. Ai câștigat meciul. Felicitările mele. GG-ul de partea lui. Bun. Uite, omul știu să-și construiască două robotice. Da? Și într-un final vedem că și-a făcut upgrade și la aceste warp gate-uri. Prietenii mei, vă invit să lăsați comentarii la acest cast și să-i scrieți lui Lowker toate sfaturile voastre, cum să joace mai bine, ce clădiri să facă, câte să facă, cum să facă warp, cum să facă macro și așa mai departe. E bine să audă și de la alții. Și normal îl încurajez ca după ce ascultă aceste casturi și după ce vede aceste casturi să joace și să încerce să aplice ce-i spun aici și ce-i spuneți și voi scriindu-i în secțiunea de comentarii. Înainte să închei acest cast, vreau să vă anunț că, așa cum am făcut-o la început, vor apărea ligile de StarCraft 2 pe VGN, vor fi premii. Nu extraordinare, tricouri, stickere, căni și mai departe. Site-ul este în lucru, deci puțin tică răbdare, oricum când va fi online toată lumea o să știe, pentru că o să postăm pe toate site-urile din rețea. De altfel, vă rog să intrați pe YouTube, să dați subscribe, să dați likes și la fel și pe Facebook. Și până data viitoare, Warbringer vă salută. Ciao, ciao!